Ambasada Belgiei în România a organizat în data de 8 iulie un eveniment cultural important dedicat împlinirii a 130 de ani de relații diplomatice româno-belgiene, precum și a preluării de către Belgia a președinției Uniunii Europene. Activitatea a început cu defilarea muzicilor militare întrunite de la Cercul Militar Național la Piața George Enescu și intonarea imnurilor României, Belgiei și Uniunii Europene. Spectacolul s-a desfășurat în Piața George Enescu din București și a cuprins pagini muzicale din repertoriul muzicii militare a regimentului 30 Gardă Mihai Viteazu, al muzicii militare a diviziei 1 Infanterie Dacica și al orchestrei regale a forțelor aeriene belgiene. De asemenea, militarii din regimentul 30 Gardă au încântat privirile celor prezenți prin executarea unor exerciții demonstrative de mânuire a armamentului.